Salutare, oameni frumoși! Ce mai faceți? Cum mai sunteți? Eu astăzi revin cu un haul, deoarece am găsit un SH superb în București. De fiecare dată când am fost la acest SH, mereu am găsit câte un lucru superb, un lucru frumos și a trebuit să le cumpăr. Așa că am adunat destule piese pentru un haul. Iată-ne aici. Culmea, SH-ul se numește Andas Fashion Store, au și pagină de Facebook, sau Andas Second Hand. Nu știu, au două denumiri. Se află pe strada Nițu Vasile, numai că nu mai știu exact adresa, o să o las pe ecran. Acest SH a fost găsit de Sebi, venea cu mașina de la muncă și a făcut o poză. Când stăteam în trafic, a făcut o poză la acest SH și am zis, oh, ce fain, pentru că se numea Anda, evident. Așa, și au zis că mă va duce cândva, a venit ziua, cred că cu câteva luni, am fost și efectiv m-am îndrăgostit pe loc. Consider că prețurile sunt foarte ok, având în vedere că piesele sunt superbe, sunt de la branduri care îmi plac și comparativ cu celelalte SH-uri, ăsta este top. Intenționez să mai merg și la Kilipir Shop, la SH-urile din obor. Am recomandare și de la un coleg de la muncă. Desigur, puteți să lăsați și în comentarii părerile voastre despre SH-urile de la obor, la fel și Kilipir Shop. Nu știu exact când o să ajung, dar de-abia aștept să explorez. Doamne ajută să mai găsesc un SH de genul ăsta, că... sau poate nu, Doamne ajută, că îmi cheltui toți banii, nu mai încap toate hainele în dulap. Voi începe cu vestele. Deci mi-am cumpărat 3 vestuțe. Cred că așa se numesc. Sunt veste groase. Am observat la SH-ul ăsta că au foarte multe vestuțe. Eu nu prea sunt genul cu veste, dar astea mi-au plăcut foarte mult și a trebuit să le achiziționez. Aceste vestuțe în dungi. Dungele sunt blomarin, dar nu prea se observă. Adică foarte bine pot trece și ca negru. Deci sunt dungi cu dungi. Excelent! Este grosuț, este de la Zara. Dacă nu mă așa, l-am dat 40 de lei pe el. Este într-o stare foarte bună. Și abia aștept să-l port. Desigur, eu mereu mă inspir de la magazinele de la mall, de Stradivarius, Bershka, Zara, inclusiv. Și mă inspir de acolo și caut la SH și găsesc, cum să zic, o alternativă. Așa că în loc de 100, 100 și ceva, am dat 40 de lei pe această vestuță. De asemenea, am mai găsit o vestuță tot de la Zara. Este albastră, este din lână și are acest model în partea de jos, care eu îl ador, deci atât de drăguț, așa dulce. Și am dat 20 de lei pe acesta, deci mult mai ieftin. E ultima vestă, care e și cea mai scumpă, dar și cea mai groasă. A fost 50 de lei, tot de la Zara. Au foarte multe piese de la Zara. Interesant. Așa. Este acesta care este lunguț, grosuț și are și un guler mare. Am o cămașă tip rochie și m-am gândit că ar merge foarte bine cu această vestă, deoarece e mai lunguță și are niște șlițuri pe ambele părți și am zis că s-ar vedea frumos. Dar vom testa. Îmi cer scuze de lumina asta. Eu, ca să fac videoclipuri, vin aici în dormitor, deoarece lumina e cea mai bună și aparent apune soarele acum. Și vine, e reflexia fix în geamul cuiva și vine exact spre mine. Deci nu știu, cred că trebuie să așteptăm pentru că eu efectiv nu mai văd nimic. Și nu cred că e foarte plăcut vizual. Am tras un pic jaluzeaua, sper că se vede, încă se vede ok. Continuăm, următoarea piesă este acest pullover alb crem, este de la ASOS. Deci au produse și de la ASOS, au numai branduri de genul ăsta. Și am dat 30 de lei pe el, este super moale. Are mâneca așa suflicată, nu știu dacă pot să o descos, dacă doresc să fie mai lungă, însă nu mă deranjează. Eu de regulă suflic mânecele puloverelor. Deci am dat-o pe pulovere, nu de alta, dar aveau foarte multe pulovere. Următoarea este aceasta, care e de tip școlăriță. Mie, la asta m-a dus gândul că aș putea să o port cu o cămașă albă și cu o fustă în carouri, cu pliuri. A costat 35 de lei, este de la Shein, nu știu dacă pronunț corect, este mărimea L și mă gândeam dacă să-l achiziționez sau nu, l-am achiziționat așa fără să probez și am avut o surpriză plăcută că se vede ok. L-am probat când am ajuns acasă. Următoarea piesă este aceasta, e ca un fel de animal print, dar nu chiar. Încerc să o descriu cât mai ok și seamănă cu pulovul pe care l-am deja, deci cred că
se vede pe ce pun ochii în ultima vreme. Tot 35 de lei și văzusem unul la H&M, un pullover la H&M care era în stilul acesta și am zis că, ce drăguț, însă parcă nu voiam să dau 100 de lei, 160 de lei parcă era, nu mai știu exact, și l-am găsit pe acesta la 35 de lei. Super cute și foarte gros, deci l-am luat zilele trecute, nu, săptămâna trecută la muncă și efectiv am murit de cald. Mă rog, eu sunt obișnuită cu vremea de la Suceava încă, îndată facem 2 ani de când suntem la București. Și eu încă sunt obișnuită cu vremea de la Suceava. Am zis că, bă, a venit frigul, hai să mă îmbrac și eu mai gros. Și am luat puloverile astea cu mor de cald, efectiv. Așa, continuăm. Următoarea este această bluziță cu mânică scurtă și are un dulap în jurul gâtului. Este cu model. Și am dat 15 lei pe el. Este super moale, dar nu știu ce brand e. Vero Moda. Eu am mai întâlnit brandul ăsta la outlet-uri și au lucruri chiar foarte frumoase, tare drăgălașe. După cum observați, am foarte multe pulovere groase și am zis că să mai schimb un pic, să-mi iau și eu niște pulovere mai subțiri, că îți dai seama, după cum am zis, și mor de cal. Și dacă mi-am și o geacă groasă, efectiv o să ajung la muncă, spre exemplu, transpirat toată. Nu că n-aș ajunge deja așa. Asta e altă poveste. Și... oh, mă scuzați! Următoarea piesă este această fustă superbă, gri, cu buzunare în față și cu 2 năsturei în spate. Pe etichetă zice că este lână. Nu știu cum exact se mai face lână. Eu sunt obișnuită ca lână să fie aia care te mănâncă efectiv și ies firicelele alea. Dar asta nu arată ca lână. Nu știu. Cred că ar trebui să mă documentez mai mult. Dar pe etichetă zice că e lână. A costat 15 lei și este de la brandul Aritzia. Nu știu dacă știți de acest brand. Eu am început să fiu familiară cu acest brand de la influencerii de pe Instagram și îmi plăceau foarte mult piesele. Iar când am intrat pe site-ul lor, am zis că mai bine nu. Mai bine nu intram. Și am fost tare încântată să găsesc o piesă de la brandul ăsta, la SH, și am dat doar 15 lei, adică nu mă așteptam. Cam așa sunt fustițele, 15 lei și erau foarte multe, multe în carouri. Dar eu nu mai am cumpărat, că am zis că am destule și de fiecare dată când găseam o piesă drăguță, nu-mi venea. Următoarea, deci, pantaloni ăștia sunt preferanții mei. Am găsit și pantaloni, 2 perechi, ca să fiu mai exactă. Prima pereche este aceasta, este Blue Marine. Doar că, na, evident, la cameră să văd închiși la culoare. Sunt de la Mango, deci eu, în ultima vreme, ador brandul Mango. Mi se pare așa, nu știu, mai profi, mai simplu, dar cu bun gust. Așa, și are 2 pliuri în față, sunt cu talie înaltă și vin destul de drept. Sunt cu dungulițe, ar fi fost bestial dacă găseam și un sacou, deci... Ai lăsat soarele, hai să tragem din nou în jaluzeaua ca să avem mai multă lumină. Yeah! Nu prea îmi place cum se vede. Hai că bine. Bun, și ultima pereche de pantaloni pe care am găsit-o la SH-ul ăsta. Deci toate piesele astea sunt doar de la SH-ul ăsta, Anda's Fashion Store. Este această pereche care cred că tot... Cred că 30 de lei a fost. Cred că depinde de material. Nu știu cum, v-am zis că nu știu cum pun prețurile. Și sunt crem, tot tip țigaretă sau drepți, semi-drepți. Sunt mai lărguți. Din păcate nu pot să strâng elasticul. De regulă eu așa fac. Sunt simple. Sunt de la Nu sunt de la H&M. Nu știu de ce aveam impresia că sunt de la H&M. A, Primark. Vai! Deci se deschide Primark la Park Lake și de-abia aștept să merg. Sper să fie marfă bună. Când eram mică, mă uitam la vloggerii din UK, din Marea Britanie, și făceau hauluri cu piese de la Primark și eram nebunită. Prima este această geantă care este chiar de piele și am și căutat brandul pe internet și sunt destul de scumpe. Eu am dat doar 40 de lei pe ea și arată impecabil, arată foarte bine și în ultima vreme... Îmi plac gențile astea care sunt mai scurte și să le port pe un umăr. Super cute. După cum am zis, eu mă inspir de pe site-urile H&M, Stradivarius, Bershka, Zara, Mango și caut la SH. Și cred că am văzut în stilul ăsta undeva, dar nu mai știu unde. Și cred că e mega win, deoarece este de piele. Cam așa arată în interior. Am pus niște
Am pus un pic de ziar ca să stea mai umflată, mai bine. Era destul de turtită, arată chiar foarte ok. Și ultima gentuță, am tot văzut-o pe Pinterest. Mă inspir și de pe Pinterest. Și mă bucur tare mult că am găsit-o. Deci arată atât de cute. Super cute. Și pe aceasta am dat 35 de lei și nu știu, nu pare piele, dar nu contează. Consider că am dat super puțin pe ea și tot așa este într-o stare foarte bună. Deja am făcut poze cu geanta asta. Ultima oară când am fost în Suceava, am descoperit un SH nou. Este în locul localului studențească, lângă la biblioteca, este super mare. Și am găsit o bluziță. Mă rog, aveau piese ok, dar parcă nu încât să le și cumpăr. Na, poate așa era marfa atunci. Însă am găsit o bluză simplă, este crem. Este de la H&M și am dat 20 de lei pe ea. E prețul... merge, nu știu. Bă, s-au scumpit toate, deci mă enervează. Înainte, cumpăram și la 2 lei, la 5 lei, 10 lei. Deci era super. Rare ori mai găsesc ceva la 10 lei și să-mi placă și să cumpăr. Deci vremurile alea cred că au trecut. Cei care încă găsesc piese superbe la prețurile astea, bravo vouă, Doamne ajută. Deci, da. Și prețurile astea le consider ok-ish. Comparativ, v-am zis, eu mereu compar prețurile de la mall, site-uri. Și este într-o stare bună, este în V, vine parte peste parte și se încheie aici. Deși e mai mult de model, nu-i... Da, este cusut. E de model, nu face nimic. Și ultimele piese le am de la târgul de hăinuțe de la Carolia Shop House. Mă uit din nou cum se numește. Am fost și eu acolo, mi-am expus și eu câteva hăinuțe datorită Cosminei, care mereu eu mă scoate din zona de confort și a fost ceva de moment, de asta nici n-am apucat să anunț din timp, însă am anunțat cum am putut, fix în zilele respective, însă a fost o experiență foarte frumoasă și am găsit și eu două piese superbe și la prețuri foarte ok. Depinde cum găsești, deci erau prețuri variate, super variate. Acest sacou gri, închis, cu dungi albe, gri, un gri mai deschis, este lunguț, deci mi-a plăcut enorm, m-am îndrăgostit pe loc, este din lână și tare cred că a fost făcut în România, deoarece eticheta e scrisă în română și brandul, dar nu pot să-mi dau, Lucky Fashion. Mamă, și are și numărul de telefon pe etichetă. Oh my God! Fusese dintr-un costum cu fustă. Fusta nu m-a încântat neapărat, deoarece era mai lunguță și am zis că nu am timp acum să modific, să o scurtez și așa mai departe. Și tipa care avea acest costum a fost tare drăguță și mi-a dat doar sacou. Am dat 50 de lei pe el și pot să-l port. E foarte gros. Deci este din lână, e super gros. E numai bun pentru vremea asta. Poți să-l porți și ca un tip sacou slash paltonaș, depinde ce iau pe dedesubt, sau, ce mi-a venit prima oară în minte, să-l port ca tip rochiță și să pun și o curea în talie. Am găsit această curea foarte frumoasă și destul de măricică, așa. Este aurie și pare așa mai vintage și am dat tot 50 de lei, mi s-a părut un pic cam scumpică, dar am avut așa o viziune. Când am văzut-o pe asta, am zis că ar merge perfect cu acest sacou. I-am zis 100 de lei pe amândouă, i-am zis că a fost good deal. Și cam acesta a fost haul-ul de astăzi. Sper că v-a plăcut, lăsați în comentarii care a fost piesa voastră favorită. Ce SH-uri mai explorați, să împărtășim fiecare experiențele noastre. Asta a fost experiența mea cu Anda's Fashion Store. Desigur, mereu sunteți bineveniți să îmi lăsați în comentarii ce ați vrea să vedeți pe viitor și sper că sunteți bine, abia aștept să ne vedem data viitoare. Să aveți o zi superbă, v-am pat! Bye!